Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai sunt câteva zile și fac 2 luni de regim. Am pierdut 10 kilograme. La cât vorbește de dimineața aici. Asta, iertați-ne. Luca a vorbit în dimineața asta în studio cât n-a mai vorbit în ultimele 2 luni astea. Vlad îl suspectează că a mâncat ceva, ceea ce așa pare. Aseară a mâncat jumătate de macaron. Ai văzut că am simțit? Începe și de ea, așa. Gata, mă. Deci a vorbit într-una. Bine ai revenit, gata. Le-am luat copiilor, au fost norocoși. Bravo. Bravo, că le-am luat copiilor de tine, mă, și a mâncat el. Băi, ești din nou, tu, nu știam, am simțit eu că e ceva. Da. Dar ce mai mănânci tu, mă, băiatule, așa în ultima vreme? Asta voiam să vă povestesc, că, na, fiind gurmand, mi-e tare greu să mă abțin și mintea mea călătorește permanent, practic, în căutare de noi și noi preparate care să se și potrivească cu un regim. Dar se cheamă sevraj. Da, numai că am trecut de faza, acum sunt într-un platou, așa. Ca să zic așa. Și apropo de platou, ieri mi-am făcut un platou, băi, ieri mi s-a făcut poftă de niște preparate clasice, de nuntă sau parastase. Din aperitiv. Adică sarmale. Ai trecut dintr-una într-alta foarte repede, dar mă rog. Păi nu, că se anunțe acum în ziua de azi, așa ceva nu se mai servește, cel puțin în București, de ani de zile. Ce? În schimb, mâncare ce nou în parastase. Anume, rulou de șuncă cu salată de crudități. Deci eu aveam acasă antreurile alea de nuntă de pe vremuri. Alea rece și vezi umede. Cum, eu mănânc mult mezeluri în perioada asta, că trebuie să mănânc multă proteină, da? Și aveam acasă un pachet de șuncă feliată. Nu mai pot. Așa? Și un pachet de cașcaval feliat. Și zic, băi, m-am cam săturat de... Zic, ce aș mânca? Mi-am adus aminte de asta, de la un rulou de șuncă. Și m-am dus repede la magazin jos, mi-am luat un morcov și o țelină. Le-am dat părăzătoare, am pus o lingură de maioneză. Și am făcut doamnele cruce repede. Da? Și am făcut 3 rulouri frumoase de șuncă cu salată de crudități. Le-ai prins cu scobitoare? N-a fost necesar, că le-am făcut cu mare dibăcie. După care mi-am făcut doboș. Le-a lipit cu maioneză. Da. Știți doboșul de cașcaval? Da. Nu, cum? Doboș. Da, știu ce e doboș, dar nu știu cum... Ăla de cașcaval. Pui felie de cașcaval, felie de șuncă, unt. Gata, știu, da. Da. Cașcaval, șuncă, unt, cașcaval, șuncă, unt, cașcaval, nici o roșie. Ba da, păi pui scobitoare, e la mine tot cu scobitoare. Și o roșie moț. Mică, un roșie. A, poți să ornezi. Ornezi. Eu n-am ornat, că la mine nu era festiv. Am mâncat niște roșii separime. Și astea am făcut doboși. L-am tăiat pe urmă hap-hap în 4, pe diagonală, da? Și am avut 4 doboșele mici, 3 rulouri de șuncă și mi-am mai făcut, că mi-am adus aminte, o umplut, dar n-am făcut cu pate de ficat, cum era normal. Așa? Că am zis că e totuși prea mult. L-am umplut doar cu sos remulat, cam la borcan. Păi eu când eram... Pune-mă piesa aia. Eu când eram mic... Nuntă când vin sarmalele, să avem pe fundal, nu știu cum îi zice. Mergeam cu ai mei la Sinaia o dată pe an, da? Și ajungeam obligatoriu la furnica sus. La furnica, da. La economat. Da, așa se mânca. Și eu comandam de fiecare dată ouă cu sos remulat. Ouă cu sos remulat. Eram fan. La un moment dat, ouăle cu sos remulat au dispărut din meniu după... 95 ceva. Am fost foarte trist. Gălbui așa, ce care e? Un sos de maioneză. Așa, ăla. Cu are eu un sos remulat și un sos tartar, ele se confundă câteodată. E cu castravecior murat, cu ceapă. A, nu de ăsta. Tocate foarte mic pitic nu, și cu maioneză și unul e cu capere la tartar. Tot așa tocate mărunt. Și nu, dar cum se cheamă sosul ăla care e un sos gălbui așa, care se pune peste ou și se ornează cu ouă de piper? Olandez. E sos olandez, cred că ăla. Ăla nu... Ăla e la O, Benedict, la... Așa, O, da. Benedict. Ok. Cu sos olandez în general. Ăsta nu, ăsta e tartar sau remulat. Dar ce parastas? Eu la parastas îmi pare rău. Dacă stai să mă gândesc, să știi că din punctul meu de vedere, meniul de parastas, sau ce obțin parastasele la care am fost eu, da, a bătut întotdeauna de departe. E mai pe clasic. Da. Și na, eu am prins parastas la țară. Mă, ce ciorbe am mâncat la parastas. Pe practic e singura... Eu l-am parastat, parastas aștept desertul întotdeauna. Băi, deci sunt fan colivă. Eu nu mănânc colivă. Vai de mine, deci aș putea să mănânc colivă din toate... Mi-e de arsuri odată, da. Pe... Ce arsuri, mă? Colivă... O colivă corectă n-ai cum să o repui. Deci dacă... Nu, tată, e suspectă colivă. Dar fii atent, arată ciudat. Ce da. Spun, că parastasul e practic singura masă festivă unde se servește ciorbă. De asta te-a impresionat pe tine. Asta e important. Dar pe de altă parte a rămas acum, la ora actuală, da, un refugiu. Pentru că la botez și la nuntă toată lumea caută acum fente. Un aperitiv. Eu la mese de-astea festive, la orice,
apreciez cel mai mult aperitivul. Felul 2 la mix grillul, da, sarmaua, peștele, acolo pe mine mă pierd. Dar aperitivul eu practic de obicei nu las nimic în farfurie. Și ăsta clasic. Hai mă, dă-l încolo, primește o felie de cu salam. Cu dobuși de cașcaval, rulou cu țelină și cu la morcov. Totdeauna, dă-l încolo. Ouăle umplute, puiul Shanghai, că și ăla exact, e un... Exact, da. Bărcuța de ardei cu... cu brânză frecată. Roșia tăiată, hați, evantai. Chiar da, așa e, așa e. Ăla cu, la icre acolo, de obicei, o dau în bară, că pun icre ieftine și acolo mă necăjesc. Înțelegi? N-am râs la tot. Ăsta nu mai găsiți decât la Parastaz, la anunțe. Acum, nu știu, voi mai găsiți prieteni? Ați mai fost la vreo nuntă cu meniul ăsta clasic, măcar în aperitiv? Da, nu știu dacă se mai poartă. Există perioade în viața fiecăruia, când sunt mai dese nunțile, după care poate botezurile, urmă, și care acum este o pauză la mine, cel puțin am intrat într-o perioadă asta de pauză, am scăpat de nunți, de botezuri, de astea, nu știu, aștept Parastasul de casă, să apropie alea. Era ta vieții aici, dai într-o filozofie cruntă. Da, da, prieteni, vouă, de ce vă e poftă, dacă ai să alegi acum, în momentul ăsta, un singur preparat dintr-un meniu de nuntă, de botez, iată, de mormânt, de Parastas. Ce ai mânca acum pe loc în momentul ăsta? 07283132 mesaje pe WhatsApp. Dacă vreți să și vorbim, 0372069599. Un lucru pe care l-ai mânca acum pe loc, dacă v-a făcut poftă. În Ardeal zice cineva că se dă ciorbă la nuntă. Așa, tată. Asta este nunta adevărată. Păi fără ciorbă, viața e pustiu, nu se poate. Ce, ciorba aia de aia albă cu afumătură? Ciorba albă de cartof cu afumătură? Mamă, dacă dai așa ceva, cred că dorm toți. E o palincă, o ciorbă de aia. Bărcuțe cu ardei, zice cineva. Ce aia? Bărcuțe cu ardei, asta preferă. E bărcuța aia de ardei cu brânzică. Ce spuneam? Faci la ciorbă la nuntă e nasol că dai pe tine, trebuie să le dai la toți ciorbă de la să-și pună pe... Bă, la Parastasie pilaful ăla dulce? Cred că da. Acolo ăla îmi place maxim. L-am și bătut. Nu e cu lapte. Nu e, nu e, nu e, nu e, nu e, nu e. Dar ce e ăla? E un pilaf dulce ceva. Orezul cu lapte este un desert. Nu știu, ce-i pilaful dulce? Un pilaf care nu este foarte... E mai dulceagă. E dulceagă, așa. E un pilaf. Deci e maxim de bun. Un pilaf de la umed. Mă mir că era tatăl. A, pilaf cu pui. Cu... Așa, da. Mamă, ce bun e, da. Sunt după tură de noapte. Am lămpa pe în gură. Vă rog eu din suflet. E și miercuri astăzi și e și postul Paștelui. Vă salut, o zi minunată. Costin din Vâlcea. Costin. Dragul de... Cum ajunge Costine, acasă? Costine, dar n-are a face. Adică o să... Noi discutăm la modul teoretic, așa, nu? Din ce știu eu, Dumnezeu e iertător acum că poftești un pic în post. Eu sper că e bine, că era sfârșit așa de... Iartă el păcate mari. Ăsta... Ăsta e mic, da. Păi, să terminați cu fazele astea, zău. Cu voi vorbind despre mâncare, te ia foamea și dacă te-ai ridicat abia de acum de la masă. Deci mie mi-a rămas gândul, ai să râzi, dar din tot ce ai spus tu, la bărcuța de ardei cu brânzică. Aia, știi? Când muști și ai gustul la dulce sărat. Da, 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 e foarte bună. Și umed și crânță în ardeiul ăla gras, roșu. Dar făceți-vă mă acasă ca mine, vă spun. Și este foarte ieftin. Da, mă, dar nu e o bine. O să vezi cât de ieftin. Băi, e un meniu de nuntă după ce îți faci un aperitiv. N-are același farmec. N-are același farmec ca dacă te duci la eveniment. Maica mea. Să deci acceptăm invitații la Parastase dacă. Să poți să-ți dacă faci vrei, cât vrei și să înlocuiești. O să-ți faci meniu de ăsta, spui niște căști pe urechi și dai tare de tot ca să surzești. Și e la fel ca la nuntă. Adică tu practic poți să elimini. Nu vorbești cu nimeni. Felia de lămâie cu icre pe ea. Da? Da. Așa. Uite, de exemplu, ne zice cineva, ne amintește de roșia umplută cu salată de vinete. Da. Da. Cu ceapă. Da? Și poți să spui două, că tu la anuntă faci schimb cu aia pe la masă. Cum ai trebuie mănânci da, servizul rulou cu salată de crudități? Ce dai? Da, uite, am încredit asta. Păi nu făcea schimburi de astea, eu făcea schimb cu toată masă. Da, n-am nicio îndoială. Fii atent ce ne scrie cineva. Ia. Că am vorbit, așadar, vă așteptăm cu mesaje despre ce vă e poftă în momentul ăsta dintr-un meniu festiv, ca să zic așa. Așa. Și uite, Laur zice că de sarmale. Sarmalele cum se făcea odată la anunți. Zice, mâncam câte 20-25. Eu nu știu ce înseamnă sarmale făcute odată la anunți. Cum se făcea odată. E, acum ce se fac altfel acum? Eu știu, mă, la urpă. Poate sarmale se făceau mai cu, da, cine da, știe. Nu știu, sarmale oricând, la orice. Și acum, dacă vine cineva cu 10 sarmale, mă liguță, smântână și ardei. Da, sarmale să fie. Iute, sarmale să fie, m-am oprit. Viața, de la nuntă, chiftele, de la părăstaz, gogoșile. O zi bună. Chifteluțele alea mici, alea le-ai uitat.
chifteluțe de alea, mamă, biluță. Știi câte mesaje sunt cu chifteluțele alea cu susan? Alea, chifteluțe și fără susan. Cu sau fără susan? Chifteluțele pitice? Da. Mă, alea cele mai bune. Da. Aș mânca acum roșia rândunică cu vinete de dimineață. Rândunică? Vă salut, albă din Anglia. Roșia rândunică. Roșia rândunică. Dar cel de mai devreme a vorbit despre gogoșile de la Parastas și eu n-am dat până acum de niciun Parastas cu gogoși, simt că am trăit degeaba. Nu știu, da. Da, niciun am. Că bănuiesc că-s gogoși de alea de casă. Da. De alea bune, scoveri, date prin zahăr. Mai sunt și alea bune, scoveri. Am găsit eu un loc în București unde sunt gogoși fix ca pe vremuri, ca cu 30 de ani. Să zici, unde? De alea de casă frământată. De alea ca lumea, mai, dar fix același gust și ți le dă și prin zahăr la final, dacă vrei. 2 lei bucata. Bună dimineața, Doru din Timișoara, șonc, ceapă și brânză. Șonc. Șonc? Un fel de șoncă. Mai dă o dată? Ce este șoncul? Nu știu. Bună dimineața, Doru din Timișoara, șonc, ceapă și brânză. Șonc, ceapă și brânză. Șonc, bănuiesc că e șoncă. Dacă puteți, stimați bănățeni, să ne dați o lămurire. Dați-ne mesaje. Hai că nu mai avem timp și trebuie să trecem prin asta. Moldova, dragilor, nu este Parastas fără colivă. Peste e tot. Ceva senzație. Dorin Timișoara. Mă, șonc, cred că e șonc afumată de porc. Dorin din Timișoara. Sunt fascinat că în Moldova e colivă la nuntă. La Parastas. Confirm. Fii atent, șonc e ca un hamon sau prosciutto, dar de banat, îmi scrie Andrei. Iată. Prosciutto de banat. Coliva nu e stas la orice Parastas. Da, așa știu și eu. La noi e. Dar pare că în Timișoara e ceva exotic. Că în Moldova, domne, la fiecare Parastas e colivă. Și apropo de asta, băieți, să știți că am primit o invitație de la Eugen. Bun, la Parastas, nuntă sau botez? În iunie ne așteaptă în comuna Vidra, județul Ilfov. Face de 2 ani pentru mama lui. E și aproape. Dumnezeu să o odihnească. Dumnezeu să o odihnească. Hai că am găsit poze cu șonc. Dai. Mai pot să vorbesc. Bună dimineața, băieți. Mi-e dor niște mici să-i mănânc cu băieții la un pahar de bere, la o chermeză sau la un bairam. O zi bună să avem, Dino. Asta se rezolvă la o terasă. Mici nu se dau. La nuntă, la... Eu n-am văzut niciodată. La nimic nu se dau mici. Pe micii, dacă nu-i mănânci, luați de pe grătar. Da. N-au pierdut farmec. Jumate din farmec. Ce mi-ai făcut, Luca? Nu mai rulouri de șuncă cu salată de crudități, văd acum. Deci trebuie să mă opresc undeva. Păi și unde găsești să te oprești să iei rulouri? Oprești la un salon de nunți. Auzi, mă, dar chiar așa. Cum ar fi să fie o cârciumă? O cărciumă care să vândă să fie specializată meniuri de nunți, la orice oră. Adică meniuri de nunți non-stop. Post, că ne ascultă lumea. Astea sunt idei de afaceri pe care trebuie să le pe care noi nu o să le facem niciodată. Fructificăm o dată în viață. O dată în viață, notează acolo, mamă, Luca. Cum ar fi. Da? La ora 3 dimineața. Vrei meniu de nuntă la 3 dimineața? Pac, te duci la cărciumaia și să faci... Băi, terminați că... Două boși de cașcaval cu... Poate să apucă Dragnea. Să faci și setup, un cârciumă fileuri, ca să te simți ca la nuntă. Adică deci, nu pui mese, nu, pui fileuri, mese de câte 20 de oameni. Te așezi acolo. Bună dimineața, dragilor, Vari din Galați. Am cununat în Marea Mureș și ciorba n-a lipsit din meniu, așa că eu zic că nu doar la Parastas o... Dacă am vorbit noi mai devreme că ciorbă doar la Parastas mai prinzi. Da. Așa este. Trebuie să ne oprim. Aș asculta încă o dată mesajul cu care am început. Mamă, știi câte mesaje sunt? S-a deschis multe. La bufet? Da, fii atent. Fraților, sunt după tură de noapte. Am lâmpapă în gură. Vă rog eu din suflet. E și miercuri astăzi și e și postul Paștelui. Vă salut, o zi minunată, Costin din Vâlcea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.